Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendentul, Nord, în Scorpion, etalare pentru aproximativ februarie 2022. Am zis aproximativ pentru că am mai spus, o repet, cât pot de des, să nu uitați, etalările se pot manifesta înainte de a exprima niște mesaje sau la câtva timp, poate și câteva luni de zile. Acum, la nivel energetic, universal, nu e evident că nu există calendare. Calendarele le-am făcut noi și variază de la nație la nație, lucruri despre care o să mai vorbesc în curând. În timp ce am amestecat, un mesaj a vrut să se arate. În primul și în primul rând, moderație, rinocerul. Moderația, însă nu m-aș uitat ca să pe cărțurie, pe instructaj, ca să mă asigur că transmit mesajul chiar cel mai corect. Și spun așa, căutați moderația în toate lucrurile. Caută calea de mijloc. Nu orice lucru pe care le experimentezi este o alegere extremă, gen negru versus alb. Fii pasionat, dar despre orice vrei tu să faci, dar încearcă să păstrezi această pasiune într-o direcție pozitivă. Asta înseamnă să nu fii obsedat, da? Să nu fii obsedat de acea pasiune sau de acea direcție pe care vrei să o manifesti. Și în plus, lasă în spate ceea ce nu ai nevoie. Da? La capătul setului de cărți, văd că trebuie să faceți o schimbare. Schimbare care vă aduce putere. Elefantul, aveți un ghidaj, aveți susținere. Pentru mine, Ganesha, întotdeauna, ca și în cărțile cu spiritul animalelor, este susținere din partea spiritelor care sau sufletelor care sunt într-o altă dimensiune. Dar o să mai amestec o dată în fața voastră. În timp ce am amestecat setul de cărți pe care, evident, ce puteam să aleg pentru Scorpion, vă place, nu vă place, este o latură, da? Plutonică. Acese de cărți. Da. Acese de cărți. Așa, să vedem cum o să... Că sunt foarte, foarte alunecoase. În timp ce am amestecat, a venit 5 de monede și Marea Preoteasă. Marea Preoteasă înseamnă foarte multe, dar din păcate îi se atribuie înțelesuri foarte simpliste la comparativ cu energia intensă pe care o are. Dar 5 de monede înseamnă abandon, lipsă, lipsuri financiare, un sentiment de singurătate. Posibil din cauza unei tăceri. Cineva vă ține într-o confuzie. Nu înțelegeți niște lucruri, vreți să înțelegeți că sunteți scorpioni, încercați să vă conectați intuitiv la acel personaj și să înțelegeți de ce. De ce? De ce nu comunică cu voi? De ce v-a lăsat? De ce v-a lăsat în frig, în ceață, așteptând? Dar pentru unii care sunteți într-adevăr în vibrație înaltă Marea Preoteasă, înțelegeți că acest abandon reprezintă, de fapt, oglindește o experiență personală a acelui individ. Da? Ce vreau să spun? La capătul setului de cărți aveți 5 de băte. Voi vedeți 5 de monede. Experimentați 5 de monede. Eventual voi sau altă persoană. Dar eu zic că sunteți voi, unii dintre voi. Dar nu vedeți faptul că aici Marea Preoteasă este în zona necunoscutului, că acest personaj, cavalerul de băte, foarte aventuros de altfel și jucăuș, tocmai întâmpină niște conflicte. Probabil că energia voastră, da? Știm că scorpionii provoacă la transformări, Pluto provoacă la transformări. Îi provocați, interesant că și aici este un mesaj referitor la schimbare. Cinci înseamnă schimbare, da? Acest personaj are conflicte și poate și în viața de zi cu zi, dar în mod special conflicte interioare referitor la faptul că voi doi sunteți suflete perechi. Însă acest personaj nu e obișnuit să aibă de-a face cu asemenea conexiuni atât de profunde. Așadar, încearcă să se detașeze 6 de spade, dar detașându-se intră și mai mult în
în alte conflicte mentale și intră în alte confuzii și mai mari. Luna. Luna. În frici de emoție, frică de voi, pentru că luna poate să fie și să fie reprezentată și de cineva cu marcaj în zodia Scorpionului, da? Energia voastră emoțională intensă, subtilă, profundă declanșează niște reacții în general, în oameni și în mod special într-un personaj care era obișnuit, ia uite o carte aici să pun la loc, răsucită, era obișnuit să să treacă prin viață mai jucăuș. Dar când ai de-a face cu Pluto, nu mai te poți juca așa. Cu Pluto nu te poți juca. Și în general, cu Scorpionii. De-aia zice și tarotul să fiți un pic mai moderați, pentru că probabil că speriați. Unde e mai carta aceea? Am văzut că e așa. Uite ce. Cavalerul de spade. Probabil că s-ar dori o comunicare sau comunicarea este mai... Unul dintre voi aveți tendința de a comunica într-un mod neașteptat. Puteți să fiți chiar voi, pentru că vorba aia, Scorpion este guvernat de Marte, printre altele. Hai să mai curățăm cărțile. Leitmotivul acestei luni pentru Scorpion, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Scorpion, poate să fie și Scorpionul clasic, poate să fie și Scorpionul vedic, care e și mai clasic, dacă ar fi vorba de clasicism. Da? Adică, ca să înțelegeți, ce cu planete în săgetător până la 17-18 grade sunt de fapt Scorpion. Dar trecem peste detaliile astea. Ia să vedem. Interesant. Au tot venit cărțile astea la diferite zodii. Pace și protecție. Păstrați-vă calm. Apropo de moderație. Păstrați-vă calm, păstrați-vă noblețea, păstrați-vă lumina, pentru că unii dintre voi sunteți chemați să manifestați ceva important. Și pentru asta nu e cazul, da? Aveți de-a face cu un personaj care este poate prea mândru, prea orgolios pe unul, prea concentrat pe prosperitate, are prea multe secrete. Puteți să fiți și voi, că Scorpionii au secrete, dar vedem. Exact ce ar putea să însemne aceste cărți. 1 și 21 să însemne ceva, dar 21 înseamnă 3. Comunicare. Comunicați pe poziție de putere. În ce sens? Dacă dețineți niște cunoștințe, niște secrete, evident că nu trebuie să le dezvăluiți, dar fiți în pace. Nu încercați să nu... Să nu absorbiți acel sentiment de abandon, pentru că nu vă reprezintă 5 de monede pe voi. Pe ei îi reprezintă și îl proiectează pe voi. Acum. Clarificăm. Adică numai ce să clarific. Hai să vedem etalarea, scuze. Etalarea pentru februarie. Scorpion, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Scorpion. Aproximativ februarie 2022. Ce vrea să apară? Regele de Bute? Da. În aceste cărți, regele de Bute își controlează pasiunea. Este un rege matur. Și moartea. Scorpionul, oarecum. Transformarea, mai bine zis. Stați liniștiți, rugați-vă. Este o relație probabil cu un rege de pământ, cu un personaj foarte pragmatic, materialist, stabil. Într-o formă sau alta, stabil sau mai bine zis dependent de bani și de stabilitatea materială. Și acest personaj trebuie să-și organizeze mintea, pentru că, repet, întâlnirea provoacă transformare, întâlnirea dintre voi. Dar, mai vedem. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Scorpion. O dată, de două ori, februarie 2022, de trei ori. Astfel de ce este? De monede. Mai bine v-ați concentra pe un nou proiect, pe un nou job, pe ceva nou.
Doi de cupe interesant în sufletul vostru. Vă gândiți, simțiți legătura dintre voi și cineva foarte profundă, interesant. Place. Provocarea este... steaua. Interesant. Provocarea este să sperați, să credeți. Eventual, ei trebuie să creadă, ei trebuie să învețe să se roage. Dacă. Pentru unii există o distanță foarte mare între cele două suflete perechi, foarte mare. Steaua reprezintă mai mult decât lumea. Diferențe și de religie și de nivel spiritual și de cultură, dar și distanță fizică foarte mare. Posibil unii dintre voi aveți de-a face sau veți descoperi că aveți de-a face cu un personaj care lucrează în public sau voi sunteți cei care lucrează în public. Și atunci întâlnirea cu acest suflet pereche, teoretic ar trebui să-i transforme și pe ei ca să lucrați împreună. Rămâne de văzut. 8 de spade în trecut. În trecut, 8 de spade. Ar putea să fie blocajul mental al cuiva sau chiar obsesiile voastre, pentru că scorpionii au uneori tendința să fie obsedați de ceva. Asta e adevărul, da? Turnul, separare, interesant. În prezent apare, da, o separare. Răsturnare de, și lumea. Încheiați capitolul cu cineva. Nu știu dacă cu acest suflet pereche, vedem. Sau poate încheiați capitolul cu cineva și deschideți un alt capitol cu altă persoană. Vedem. Am văzut totuși un as de monede. Ar putea să fie un început cu cineva. Hai să vedem. Acesta 7 de bâte. Puneți granițe personale în fața celor care nu vă onorează. Temperanța. Exterior. Temperanța. Este un personaj foarte reținut care vă influențează. Nu sunteți voi. Wow! Ce simt! Acest personaj este foarte rănit. Suferă foarte mult. Vedeți? Are acestea de cărți niște imagini. Acest personaj suferă foarte mult și încearcă să se tempereze, să se vindece. Din ce motive? Poate că n-are legătură cu voi. Poate că și voi adăugați suferință, așadar fiți moderați, fiți în pace, păstrați-vă natura divină, înaltă, pentru cei care au evoluat, evident, vorbesc pentru cei care lucrează, că sunt și scorpioni treji spiritual, pardon. De ce vă este teamă? De ce? De regina de spade. O să clarificăm cine e această regină de spade. Ar putea să fie cineva cu marcaj în semn de aer, gemen, balanță sau vărsător. Dar nu e obligatoriu. Poate să fie cineva care are puterea de a comunica sau de a tăcea într-un mod foarte expresiv. Posibil deranjant pentru voi. Posibil. Pentru că am văzut o tăcere care vă deranjează. Ce vă doriți? Regina de cupe. Un personaj care să vă simtă, să vă înțeleagă. Și aveți pe cineva. Doi de cupe. Vă doriți. Un personaj care vede în suflet. Ce frumos. Un personaj care vede în sufletul vostru și un personaj pe care îi vedeți. Le vedeți sufletul. Probabil că i-ați și întâlnit pe aceștia. Două regine. Bine, pot să fie și bărbați, dar care exprimă energia lor feminină. Ce reușiți să faceți? Judecata. Wow. În primul și în primul rând citiți. Dacă ar fi să mă inspir un pic după această carte foarte interesantă. Vedeți? Vedeți? Ia. Să pun blitzul. Așa, vedeți? În primul rând ar trebui să vă faceți timp să mai citiți. Să creșteți. Să creșteți spiritual. Asta vă doriți, asta veți reuși. Pentru că vă doriți să deveniți voi, unii dintre voi, da, vă doriți să fiți voi reginele de cupe. Să rămâneți în dragoste necondiționată, în dragoste profundă,
și în dragoste față de voi, să rămâneți generoși, pentru că unii scorpioni au această capacitate. Știu că sunt mulți care vorbesc despre scorpioni adictivi, obsedați, prea extremiști, cum au apărut niște cărți, dar sper că nu vorbesc despre aceștia, nici nu vreau să vorbesc despre asemenea categorii de oameni. Sincer, aș vrea să mă conectez la altfel de persoane. Așadar, dacă simțiți că scorpionii voștri sunt, eu știu cum, căutați în altă parte. Aici, în această etalare, deocamdată scorpionii vor să renască, pentru că trec printr-o separare foarte intensă și provocarea este să vă vindecați. Posibil cu această temperanță să fie cineva care își dorește să se împace cu voi. Separarea de voi sau separarea unuia față de celălalt aduce multă suferință. Vedem. Pentru că temperanța înseamnă și împăcare. Și atunci se poate deschide un nou capitol cu altcineva. Altcineva care vede... da. Am zis, cineva vede în sufletul vostru și voi vedeți în sufletul lor, da? Voi vedeți că ei sunt răniți și ei văd. Vă oglindiți că sunt de suflete perechi și ei văd și simt suferința voastră, chiar dacă e la distanță. Da. Așadar, protejați-vă de energiile negative, pentru că scorpionii absorb foarte multă negativitate. Asta e. La capătul setului de cărți, ce este 6 de spade. Detașați-vă! Detașați-vă mental de energiile negative, de turnul care pică, oricum pică și la nivel colectiv, planetar, da? Turnul se manifestă, pentru cine știe, dar... Ce nu știți? Există, totuși, ce nu știți? Un personaj care are o altă relație. Probabil că știți, probabil că nu știți. 4 de bute, 2 de monede și regele de monede. Acest personaj are o relație. Dar... Dar își dorește să aleagă, deocamdată face alegerile. Sau alegerile sunt făcute și sunt pe care să se manifeste. Își dorește să vină să exprime cavalerul de spade. Să exprime ce nu a exprimat. Chiar se roagă, interesant, cavalerul de spade se roagă. Ce transformare, nu? Mintea începe să înțeleagă că este ceva mai presus de rațiunea ei. Experimentează lucruri pe care nu pot fi înțelese cu un simplu creier uman, ancorat în știință și în, eu știu, gândiri șablonate. Așadar, acest rege de spade, cavaler de spade, rege de monede, personaj materialist, tradițional, în felul său, începe să se roage și își dorește să vină înspre voi 6 de cupe, să vă împăcați. Pentru că ține foarte mult. Ține foarte mult și ține foarte mult să facă această călătorie, să lase în urmă trecutul, tulbure, al lor, al vostru și să vă împăcați, posibil. Vai ce iubesc carta gotică! Dar turnul vă reprezintă pe voi într-un fel sau altul. Voi sunteți tot timpul, aveți parte de trăsnete, de zdruncinători. Cred că nu este, nu cred, sunt convinsă că nu este altă zodie mai zdruncinată decât cei din zodia scorpionului. Cel puțin din punct de vedere vedic. Turnul este reprezentat de nodul nord, da? Care guvernează scorpionul vedic. Da. Bine, pentru acei puțini care știți un pic de astrologie vedică. Se întâmplă o separare, niște evenimente neașteptate, dar vedem ce înseamnă. Poate să fie separare de acest program mental,
de un personaj de care, eu știu, v-ați simțit poate prea obsedați, adică stresați că nu găsiți soluții de rezolvare, sau poate ei au fost, da? Vedem, hai să vedem la clarificare. Vai, dar ce mă impresionează această stea. Dacă e un personaj public care lucrează în public, îmi vine să plâng, pentru că acest personaj se simte atât de singur. Chiar dacă lucrează în public, chiar dacă îi vindecă pe alții sau le aduce bucurie într-o formă sau alta, bucuria, bucuria vindecă, știți? De orice natură ar fi această bucurie. Are o tristețe în ochi. Stea înseamnă și vindecare, evident. Haideți să vedem. Clarificăm 2 de cupe pentru Scorpion în această perioadă. 2 de cupe. Pentru Scorpion. Pentru care avem mesajul la sfârșit. Super pereche. În sufletul cu Scorpion. 2 de cupe pentru Scorpion. Soare, Mărim, Ascendent. Nodul nord în Scorpion. Scorpion. Hai, te rog frumos, Sfântul Spiritul, Visine Spiritul, Scorpion. Cine e acest personaj misterios? Cine este acest personaj misterios? De ce ține acest mister? Doi de cupe. Simt referitor la acest doi de cupe. Pentru amândoi, timpul curge altfel. Pentru amândoi, timpul curge altfel. Și vă oglindiți. Doi de monede. Vă echilibrați, interesant. Marea preoteasă, în secret, iar ce? 6, 7, 8. Posibil să fie o distanță pe care nu înțelegeți, dar este și dorința de comunicare a cuiva. Va fi o comunicare misterioasă, dar apare Marea Preoteasă, despre care nu știți exact ce veți discuta. Nu știți subiectul, e 8 de bâte. Este că se dorește să se avanseze în această relație. 2 și 2, 22, că tot vorbim de 2 de februarie, de 2022. Hai să mai vedem. 2 de monede și 2 de cupe. Clarificăm. Ideea este că vă potriviți. Sunteți diferiți, dar vă potriviți. Fiecare are cheia la sufletul celuilalt. Cavalerul de monede. Da. Lucrurile se vin greu. Ia, cineva trebuie să străbată dimensiuni, alte planete. Vorba vine că nu vine de pe altă planetă, dar văd aici o planetă. Vine foarte greu distanța, apropo de asta, e o distanță foarte mare și din cauza aceasta se manifestă atât de greu întâlnirea cu voi. Interesant. Ce apare aici? 7 de monede, dar a venit invers. Asta înseamnă că a fost așteptare și nu se mai vrea, adică se dorește accelerarea apropierii dintre voi. Vedem. Clarificăm, era să zic sirena, steaua. De ce fi zis sirena? Probabil că cineva vă cheamă sau voi comunicați unul cu celălalt. Într-o altă manieră. Vai, soare și steaua, chiar e persoană publică. Chiar e persoană publică. Acest personaj, eventual, steaua, dacă e un personaj public sau veți descoperi că un personaj public, se simte foarte, foarte fericit, fericit în preajma voastră și voi veți simți foarte bine în preajma lor.
2. Vindecarea de orice adicție, orice obsesie, orice întârziere într-o colaborare cu un suflet pereche, vindecarea va aduce fericire. Poate să vă aducă un alt suflet pereche. Vedem. Aici e provocarea. Să credeți că veți fi fericiți. Ce asta? 8 de monede invers. Și asul de monede. Dacă vă vindecați de un început cu cineva care nu s-a implicat în relație cu voi, deci a fost un as de monede, l-am văzut la început. E o relație care nu a evoluat pentru că nu a crescut de la asul de monede, pentru că celălalt a fost foarte precaut și ori v-a ținut în așteptare, că am văzut așteptarea și 5 de monede, da? Ori nu s-a implicat, din niște motive. Dacă vă vindecați de acest personaj, oricare ar fi el, monede, cupe, e un suflet pereche, e un suflet pereche, da? Aveți parte, eventual, așa simt, de o nouă relație sau, în primul și în primul rând, de creșterea voastră spirituală, de vindecare și manifestarea unei noi direcții în viață. Clarificăm 8 de... Cât este de spade în trecut? 8 de spade. 8 de spade. Opt de spade pentru Scorpion în trecut. Trecutul e important să-l înțelegem cât de cât. Chiar și înainte alări. Am mai scurtat, am mai redus din trecut. Am redus o singură carte. Pentru că în funcție de trecut vedem ce se manifestă în prezent și în funcție de prezent se va manifesta în viitor. Așadar, e rădăcina. Regele de cupe invers, opșa și ce? Și regina de bâte invers. O persoană manipulatoare, dar care în preajma Scorpionului nu prea are efect. Chiar dacă o perioadă ați fost voi obsedați și ați încercat să găsiți soluții, ați simțit, apropo de Marea Preoteasă, de ce am zis de la început, că abandonul în care ați fost puși eventual reflectă de fapt interiorul lor. Acum, cineva va manipulator să zică alții, a, nu, că Scorpionul m-a manipulat. Nu vorbesc despre ceva, despre acești Scorpion, nu vorbesc de Scorpion care ați avut în preajmă un personaj cu marcaj puternic în semn de foc, de aer și de apă, dacă le știți harta și mai bine, care a încercat să vă manipuleze eventual cu regina de bâte invers prin sex, a încercat să vă cucerească, a încercat să vă atragă eventual într-un mod subtil, o fi crezând că dacă nu comunică sau dacă comunică într-un anume fel manipulator, vă face, vă determină să mergeți voi să-i cuceriți, dar nu prea merge cu scorpionii. Și vorbesc pentru niște scorpioni întregi, care știu, simt. Când cineva îi manipulează emoțional, când cineva încearcă să își rețină pasiunea, că am văzut că regele de foc de bâte își reține pasiunea, care nu exprimă, pasiv-agresiv. Da? Pasiv-agresiv e o atitudine a cuiva. Pasiv-agresiv. Pe de altă parte, poate chiar acel personaj experimentează în viața sa personală, în afară de voi, traiul cu, sau o relație într-o formă sau alta, o relație dezechilibrată emoțional și sexual. Poate viața lor, pur și simplu, ei așa sunt manipulatori și cuceritori, sau au de-a face cu un personaj manipulator care îi manipulează în mod special emoțional și sexual și nu știu cum să iasă. Știu că nu știu cum să iasă și nici nu vor să asculte, nici nu vor să învețe. Ia uite, vă țin pe loc, spânzuratul. Ar trebui să vină spre voi faetonul, dar stau pe loc, pentru că se simt legați. Dacă e un alt personaj, asta e. Dacă nu comunică, e problema lor. Da?
Pentru că nu prea văd comunicare aici deocamdată. Trebuie să-și găsească singuri soluțiile. Pentru că și dacă le spuneți, poate nu le vor primi, nu sunt pregătiți. Acum rămâne de văzut dacă acest personaj totul s-a transformat. Vom vedea. Dar ați stat pe loc. În loc să avansați. Ia uite, 2 de bâte invers. 3 de spade. V-a adus dezamăgire. E dezamăgit, v-a adus dezamăgire. Pentru că n-a știut să aleagă. Clarificăm turnul în prezent. Fiți în pace și țineți-vă energia aceasta, lumina în suflet, credința. Ocupați-vă de lucrurile înalte. Că aveți stea și soare. Ocupați-vă de lucrurile înalte. Fiți în pace. Regina de cupe e în pace, echilibrată emoțional. Vă doriți acum oameni echilibrați emoțional, oameni care vă arată dragostea, nu care vă manipulează. Clarificăm turnul. Care văd în sufletul vostru și sunt deschiși să-și înțeleagă sufletul. Clarificăm turnul prezent. Eveniment neașteptat. 3 de bâte, interesant. 3 de bâte. 7 de monede. 4 de monede. Și 9 de spade. Există un personaj care vrea să vină să în viața voastră să treacă peste blocaje, ține foarte mult la voi, consideră că sunteți o investiție bună și la distanță, iar 3 de bâte, la distanță ar vrea să vină să comunice ce simte. Cavalerul de spade și... Nu. Nu e cavalerul, este valetul. Valetul de spade. Vă urmărește. Ar vrea să... Da. Să vă arate sufletul. Dar voi deja vedeți, cred că, sufletele unor oameni. Ideea este că separarea de cineva vă dă un nou sentiment de speranță și de credință. 3 de bâte, oarecum, oglindește într-o formă sau alta energia stelei. Cu alte cuvinte, vă păstrați credința, sperați, rămâneți optimiști. Dar, chiar dacă e distanță, chiar dacă aveți de așteptat, eventual, alt vas, altă oportunitate, așteptați în credință. Mai dăm o carte pentru prezent. Chiar dacă... Vă separați de cineva. Acum, hai să mai vedem. Poate vine de la drum cineva, într-un mod neașteptat. Ia să vedem. Hai dăm o parte pentru prezent. Ups, a venit invers. Ce a venit invers? Oh! Marea preoteasă invers. Nu-i așa că e frumoasă? Sunt frumoase cărțile astea. Marea preoteasă invers. Veți afla niște secrete? Brusc? Da? De ce ați fost ținuți la distanță? De ce ați fost abandonați de un cavaler de spade? Poate că mai e o persoană, da? Am zis. Pentru unii poate să fie o casă, o altă relație, o colaborare... În această poveste de dragoste. Frica de a comunica de la suflet la suflet, eventual. Frica de dragoste. Dar, într-un mod neașteptat, veți afla, cavalerul de spade și el aduce vești neașteptate. Cineva iese din această tăcere. Acest sentiment de abandon. Am zis, cine a abandonat se simte, în viața s-a abandonat, poate chiar acest personaj. Și așa știe, așa a învățat, așa a văzut că fac oamenii și atunci face la fel. Cu alte cuvinte, nu are prea multe lecții de viață învățate. Dar nu-i nimic, ca Pluto ne învață pe toți. Deci, da. Aveți încredere, sperați, da? Sperați că veți afla adevărul, că veți afla acele secrete. Mai devreme sau mai târziu știți cum e.
se află adevărul. Dar eu așa cred că va fi comunicare din partea cuiva. Clarificăm lumea în viitor. Clarificăm lumea. Ce este? Șapte de cupe, dar a venit un pic. Ați văzut? Un pic așa, șapte de cupe. Diavolul, înțelegeți, ia uite, înțelegeți. S-au încheiat un capitol în care au fost confuzii, da? Șapte de cupe și a venit un pic în oblic. Asta înseamnă că ce a fost adictiv, frica cuiva, obsesiile cuiva, inclusiv ale voastre, le înțelegeți. Le veți înțelege și veți încheia eventual un capitol. A fost o pasiune obsedantă cu regele de bâte și cu diavolul, dar și dorința de control, de a manipula, a zis. Poate v-a pus cineva într-un triunghi amoros, profesional, la locul de muncă și asta poate să varieze. Îndrăgostiții patru de bâte, flacăra geamăna eventual, știți că provoacă la situații neplăcute. Din acest motiv trebuie să vă țineți, da? De creșterea voastră spirituală și de soarele vostru. De energia voastră divină, cei care ați evoluat. Mai dăm o carte. La cei șapte de cupe și lumea. Șapte de cupe. Și asta a venit invers. Ia uite, diavolul invers. Renunțați voi la adicții și manifestați ceva nou, o nouă relație. Scăpați de sentimentul acesta de griji, de stres, de depresii, de lacrimi, de trădări, vai, dacă te mai sunt, și veți manifesta o nouă relație. O relație care vă dă siguranță, o relație care vi se potrivește, că tot vă doriți un personaj care vă simte. Va veni. În primul și în primul rând, renunțați la diavol, la frici, la obsesii, la adicții și la persoanele toxice care v-au ținut în confuzie. Scăpați de ei, gata. Un nou capitol, o nouă lume, o nouă dimensiune, văd. Pentru unii manifestați o nouă dimensiune cu această judecată. Intrați într-un alt plan. Gata. Lumea aceasta sau experiența asta în care cineva v-a pus, nu-i pentru voi. Clarificăm șapte de bâte ca și sfat. Da, granițe personale în fața celor care sunt toxici. Sau poate cineva vă blochează. Asta e, vă blochează, dar e în avantajul vostru. Pentru că mai devreme sau mai târziu și voi blocați. Șapte de bâte, clarificăm sfatul șapte de bâte. Dar e energia voastră, ce trebuie să faceți voi, așadar. Șapte de bâte. Ia, dacă cineva... vedem. Ia, șapte de bâte, te rog, un sfat. Șapte de bâte pentru Scorpion, soarele, nu venu să ascende, nodul nou de Scorpion. Scorpiuță, sfântul de fărată, un sfat pentru cei cu soarele, nu venu să ascende, nodul nou de Scorpion, pentru această perioadă de timp, în această poveste. 10 de monede. Patru de cupe. 10 de spade. 9 de monede. Dar trebuie să mergeți să fiți independenți unii dintre voi. Unii dintre voi astăzi sunteți chemați să fiți independenți. Cu răbdare veți fi independenți. Pentru că aveți în familia în care sunteți, 10 de monede înseamnă familie. Da, poate să însemne job, dar mai degrabă pentru mine înseamnă familie. Poate să fie și job. Dar pentru mine 10 de monede înseamnă familie tradițională. Părinți, surori, frați, bunici și poate să fie și soțul, soția. Aici sunt multe trădări. 10 de spade și multe ocazii pierdute. Ocazii de împăcare, de bucurie. O depresie, o negativitate de care trebuie să vă protejați.
Hai să mai vedem totuși încă o carte, să dezvoltăm acest mesaj. Trebuie să alegeți. Iar 2. 2, 2, 2. Poate vedeți des 2, 2, 2. Trebuie să alegeți. Între cei care vă oferă, aici este 6 de monede, este foarte echilibrat, între cei care vă oferă, cât oferiți voi, măcar cât oferiți voi, și cei care vă țin pe loc, spânzuratul. Cei care vă sacrifică, cei care nu se implică, da? Aici trebuie să aveți o schimbare de perspectivă. Dar, mai vreau, pentru că a fost, vedem o carte, pentru sfat. Sfat pentru scorpion. Sfat pentru scorpion. Sfat pentru scorpion. Sfat pentru scorpion. Încă o carte. 7 de monede și 10 de monede și 7 de bute. Ce reprezintă acel 10 de monede? Cât pe ce? Sfat. Sunt două. Exact, 5 de monede și cavalerul de spade. Puterea. Imediat vă zic. Un personaj care vine și pleacă din viața voastră, de care trebuie să învățați să vă protejați. Până învață să vindece această traumă a abandonului. La capătul setului de cărți veți afla niște vești neașteptate. Cineva iese din tăcere și vine să comunice cu voi. Veți afla niște vești. Dar fiți și voi precauți. Pentru că atunci când vine cineva după o tăcere îndelungă, totuși, fără explicație, o tăcere care s-a pus fără explicație și a creat energii toxice, mi se pare normal să fii precaut. Poate auziți de vești despre cineva care are probleme financiare. Mai ales, eventual pentru unii, dacă vă separați de un mediu de acasă, un mediu toxic acasă, da, de care trebuie să vă protejați 7 de bâte, posibil cineva de acasă să zică, ia uite, de când ai plecat avem probleme financiare, ajutorul tău ce important este, chestii de genul ăsta. Mare grijă pentru unii. Dar, în plus, alte mesaje. În plus. Există pentru unii dintre voi un personaj care se simte extrem de atras de voi și vrea să vină spre voi. Vrea să vină și să arate această atracție. Dar, general, pentru scorpion este suficient să arate atracție, trebuie să-și arate și sufletul. Acest personaj este într-un contract, justiția. Are deja o căsătorie sau are un contract. Într-o formă, poate să fie profesional, nu neapărat
familială. Dar acest personaj se luptă. Se luptă să înțeleagă nu doar atracția, ci și emoțiile pe care le simte au început să crească în sufletul său. Asul de cupe, patru de spade și puterea. Și asta probabil că veți auzi. Dar chiar și așa, de ce a tăcut, de ce, da? Asta veți auzi. Ce a înțeles cineva din această tăcere, din acest abandon? Dar e un sfat. Puneți granițe personale, eventual. Și concentrați-vă pe abundența voastră și cine vrea să vină să construiască, bine. Cine nu, doar să vină și să plece. Bine, e un sfat. Voi faceți ce vreți până la urmă. Clarificăm temperanța. Exterior. Temperanța exterior. De monede, interesant, cineva vrea să se împace cu voi și să muncească în relație cu voi. Să treacă peste blocaje. Ce e aici? E invers. A fost tăcerea eremitul și ce mai este? Valetul de cupe invers. Este rușine. A fost imatur emoțional. Înțelege, acest personaj înțelege că a fost imatur emoțional. Și a crea blocaje. Dar acum vrea să tempereze și să muncească în relație cu voi. Poate să fie un alt suflet pereche. Dacă vă eliberați de cel care v-a pus în așteptare și v-a manipulat, așa se întâmplă. Universul oferă ceva nou. Clarificăm în continuare exteriorul. 8 de monede și temperanță. Acest personaj se și vindecă prin muncă, se și calmează și temperează prin muncă, dar temperanța înseamnă împăcare printre foarte multe și vedem ce mai vrea acest personaj în exterior. O carte pentru 8 de monede și temperanța exterior pentru scorpion care... Regele de monede pe care l-am văzut mai devreme. Adică personajul acesta important, financiar, profesional, are. Dar, ce mai apare? A mințit și v-a pus în așteptare, dar au venit cărțile invers totuși, un pic înclinate. 7 de spade și 7 de monede. Adică, nu mai vrea să așteptați, nu mai vrea să aștepte, vrea să fie sincer. Interesant. Și nu mai vrea nici să fie soț sau să fie, eu știu dacă nu e soț, pentru mine regele de monede înseamnă soț. Figură responsabilă, dar tradițională. Nu mai vrea să... Poate că vrea să fie independent. Pentru că 8 și cu 1 înseamnă 9, independență. Poate vrea să fie independent pentru voi. Ideea este că acest personaj își dorește să muncească în relație, să vă împăcați și să vă spun adevărul apropo că apare 7 de spade invers și marea preoteasă invers, da? După o perioadă de așteptare. Vrea să echilibreze că 7 merge spre 6 și am văzut 6 de monede, da? Da, se simte atras față de voi. Clarificăm regina de spade. De ce în poziția fricilor regina de spade? Cât e aici? 8 de cupe. Un personaj foarte rațional. Valetul de spade.
cu care ați fost posibil într-un triunghi amoros, cineva cu marcaj puternic în semn de aer, zic marcaj, nu neapărat zodie de aer, dar marcaj în semne de aer. Dar e un personaj de care vreți să vă eliberați și aici este poate și obsesia voastră, dar poate și a lor, într-un fel sau altul. Foarte subtil, când vorbim de cupe și de spade, sunt energii subtile, nu e vorba de acțiune. Vă este teamă că nu vă puteți elibera de acest personaj, este doar o teamă, dar veți reuși, da? Dacă vă este teamă că acest personaj v-a părăsit, ar trebui să vă vindecați și voi, să vindecați acest sentiment al abandonului, am zis, care se oglindește. Da? Pentru că să se aducă clarificare în legătură cu abandonul pe care l-ați trăit. În singurarea aceasta. De fapt, nu e în singurare, când singurarea o ți-o asumi. Ați fost lăsați. Da? 8 de cupe. Poziția fricilor. Poate ei sunt. Ei nu se pot detașa de voi și vă... Nu e vorba de frică. Totuși, scorpionii nu se tem chiar atât de ușor, dar conștientizați cu energie toxică de care va urma să va trebui să vă eliberați. Clarificăm regina de cupe. Ce vă doriți voi? Ce vă doriți? M-a zis, un personaj. În primul rând să fiți voi în energia voastră înaltă, emoțională, sensibil. Vreți să fiți sensibil, să vă păstrați compasiunea, empatia, să oferiți dragoste, dar celor care apreciază. Și vreți un personaj care vă oferă dragoste, care vă vede sufletul, dincolo de aparențe, dincolo de scuturi și de... Că și scorpionii au scuturile lor, da? Clarificăm regina de cupe. Personaj care să vă protejeze. Să vă aline, apropo de stea. Să vă vindece. Un soi de mamă pentru sufletul vostru, asta vă doriți. Bărbați, femei, nu contează. Chiar dacă sunteți femei, vă doriți un bărbat care să fie protector, să fie sensibil cu voi. Clarificăm regele de cupe. Pentru că de pasiuni în acestea manipulatoare și obsedante v-ați cam săturat și voi. Clarificăm regina de cupe, te rog frumos. Pentru scorpion, soare, luna, venus, ascendent, nord, nord, în scorpion. Acesta. Șase de bâte și faetonul. Să vină cineva interesant să vă cucerească. Dar cineva cu sufletul curat. Și generos din punct de vedere emoțional. Și nu doar emoțional, dar și în gesturile pe care le face, pentru că regina de cupe și regele de cupe pot să fie foarte tantric când sunt în energia sa înaltă. Dar aici a fost cineva într-o energie foarte negativă. Regele de cupe invers. N-a oferit sensibilitate, compasiune, empatie. A preferat să trimită, nu știu, poate că e vorba și de, știți voi, transmiteri. Comunicare în această telepatică, să trimită energie sexuală, să vă vampirizeze sexual. Deși știm bine că și scorpionii pot să facă același lucru, dar asta e probabil că ați avut parte de un suflet pereche care a manifestat, ca și lecție pe care voi trebuia să o învățați, a manifestat niște obiceiuri mai vechi de ale voastre, conștiente sau inconștiente, pentru că scorpionii fac uneori și inconștient lucrurile astea. Trebuie să recunoaștem. Și atunci, dacă cineva a fost obsedat de voi și voi, da? I-ați întâlnit pentru că aveți niște tendințe. Apropo de prima carte care a apărut. Așadar, ce vă doriți? Șase de bâte și faeton. Eventual să vină cineva. Faetonul foarte determinat. Pe de altă parte, voi dacă rămâneți în energia aceasta înaltă, alegeți dragostea ca și cale de manifestare. Pentru scorpionii evoluați vorbesc, da? Mergeți mai departe înspre câștigarea victorilor voastre și aveți steaua și soarele, aveți succes de manifestat, aveți de manifestat succes, da?
Faetonul merge către stea și aici este o stea cu soare. Mergeți către stea, către un personaj care atrage, vă atrage, vă cucerește, dar într-un mod frumos, sensibil, romantic, nu manipulator. Da? Ce aici? Da, vă eliberați de cei care n-au comunicat, da, care v-au produs suferință și de cei imaturi emoțional. Clarificăm judecata. Clarificăm judecata. Vă rog, dacă mai spuneți mie de energiile negative ale unora altora, o să șterg comentariile, pentru că nu vreau să manifest așa ceva. Eu citesc pentru oameni care vor să fie oameni și să crească apropo de judecată, să se transforme. De restul nu mă interesează. Judecata, ce reușiți să faceți? Să cântăriți și să judecați corect experiențele prin care ați trecut, să învățați. Cărțile înseamnă pentru mine educație, lecție spirituală și intelectuală, da? Să învățați din toate acestea și să creșteți. Clarificăm judecata. Iar judecata și temperanța poate... Da, judecata și temperanța poate să fie și o împăcare. Posibil să vă împăcați cu cineva. După o separare. Clarificăm judecata pentru Scorpion. Soarele nu vine să ascendem, abonor din Scorpion. Mai greu, dar vin, ați văzut că vin. Sunt multe, dragă. Te rog frumos, spirite, sunteți. Arată-mă foarte mari, sunt două judecate. Cu răbdare, avem răbdare, da? Suntem în pace. Fiți în pace. Repet, fiți în pace. Secretele se vor dezvălui. Ce apare 5 de cupe și cavalerul de spade. Da, 5 de cupe, regretele acestea, 5 de monede, 5 de cupe. Renașteți în aceste regrete în care cineva, valetul de spade, comunicarea imatură. Mai, eu știu ce zic. Și cui nu-i place, nu-i place când aude aceste adevăruri. Scorpionilor, scorpionilor, adevărați, evoluați, educați, nu le plac discuțiile de suprafață. Valetul de spade comunică la suprafață și din cauza că a comunicat la suprafață, probabil cu marcaj puternic în semn de aer, marcaj, posibil acest personaj, 8 de spade, da, care a fost manipulator, renașteți. Renașteți în această... Îi lăsați în urmă. Dacă ei sunt aici la o carte citită, mergeți voi mai sus, da? Și manifestați biblioteca pe care o știți. Și dacă nu o știți, dacă n-ați citit-o, puteți să accesați acasă, da? Biblioteca acasă. Am zis corect, da? Știți voi bine despre ce vorbesc. Pentru că vorbesc pentru cei care știu. Deci, renașteți. Această comunicare e matură. Cineva nu a vrut. Da, uite, nu vedeți? Deci, voi vreți să investigați că e Pluto, care vrea să intre în profunzimea situației. Dar de ce ești așa? Dar de ce manipulezi? Dar de ce așa? De ce nu comunici? Dar de ce aia și aia altă? Și celălalt nu. Preferă să tacă. Cât timp? Preferă să nu vă bage, să vă ignore. Cât timp? Până renașteți. Și ei rămân eventual cu lecția neînvățată sau, dacă vor să învețe, să învețe singuri. Pentru că nu o să mai fiți lângă ei să-i asistați în această creștere, transformare. Dar, asta e. Cavalerul de spade și 5 de cupe. Renașteți! Dacă ați plâns, dacă ați regretat, că ați pierdut vreo ocazie, e un suflet pereche, pentru că știți, vedeți în sufletul oamenilor, ați văzut suferința lor, ați vrut să-i ajutați unii dintre voi, pentru că regina de cupe ajută, da? Mergeți mai departe, către cei care vor să vă asculte. Ia uite, împărăteasa, 6 de cupe, aveți un suflet, va veni, ia uite, va veni un suflet pereche, cu care veți manifesta fericire, 10 de cupe, marele preot, da? Dar și atracție fizică, dar și recunoaștere sufletească, 6 de cupe și împărăteasa. Veți crește cu altcineva. Da? Cu altcineva aici, steaua și soarele,
Împărăteasa, 6 de cupe, cavalerul de bâte, marele preot, 10 de cupe, ce poate fi mai frumos? Și asul de bâte, da? După acest stres, vă vindecați de conflicte, asul de cupe înseamnă și vindecare, și asta e frumos. Foarte frumos, felicitări, da? Creștere, dragii mei, creșterea poate să fie a voastră, energia feminină divină, a unora, da? Protejați-o, manifestați-o, nu vă lăsați mai prejos, nu vă lăsați devalorizați de manipulatori. Repet, citesc pentru oameni care vor să crească, cei care ascultă în general aici. Dacă ascultați la alte persoane, s-ar putea să nu se potrivească și nu este problema mea, pentru că nu citesc pentru bețivi, curvari și eu știu ce. Ca să știți. Da? Îmi aleg și eu oamenii la care mă conectez, nu? Un mesaj. Pentru Scorpion, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul din Nord în Scorpion. Haideți, dragii mei, Scorpion. Da. Numărul 13 să fie important pentru cineva. Mesaj. Abia aștept să fac ochelarii să văd și eu mai bine scrisul. Sunt multe. Mesaj. Iar vin multe. Te rog frumos. Un ușurel. Clar, cineva vrea să se împace, asta ca să știți. Dar voi alegeți oamenii care, repet, care vă oferă hrană sufletească. Nu adicții, nu surogat, da? E ca și când ai de ales că sunt cu prăjiturile. Știți, asta e una dintre marile mele adicții de care încă nu m-am vindecat, prăjiturile. Dacă ai de ales între o prăjitură făcută cu zahăr, da? Și una făcută cu miere sau cu morcovi. Adică o prăjitură de asta de duzină și o prăjitură naturistă. Vai, dar ce bun! Era în București, la universitate, era o cofetărie în care aveau prăjituri, nu doar acolo, dar acolo mi-a plăcut prăjitură cu cremă de morcov. Nebunie, nebunie, gerbera. Deci puritate, bucurie, inocență. Păstrați-vă! Ce zice? Momentul prezent este plin de bucurie și de fericire. Asta e. Manifestați bucurie și veți primi bucurie. Aici. Mergeți mai departe. Posibil aveți pe cineva, veți primi în viața voastră pe cineva cu marcaj în foc și în rac sau alt semn de apă. În fine. Dacă sunteți atenți la bucurie, o veți simți. Trandafirul alb. Mate, ce frumos! Aveți înțelepciunea să începeți, da? Ceva nou. New start and wisdom. Frumos. Frumos. Ce mai spune acolo? Ia, o să vă las pe voi să citiți, pentru că deja ochelarii mă obosesc. Aceștia o să schimb, da? Puneți pauză, vedeți, da? Și citiți voi mesaj. Este prea mic pentru mine. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine.